Domnule deputat, cum comentați ceea ce s-a întâmplat? Încă de la început nu am vrut să comentez și nu am vrut să fiu implicat în această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, asupra mea personal, asupra familiei mele și aici mă refer la soția, la copilul meu, dar și asupra organizației județenea PSD Vaslui. Însă vreau să vă relatez de la bun început că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui de 20 de ani am crescut, m-am dezvoltat și aș putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment nu regretat, sfârșitor pentru mine ca persoană și de aceea am ajuns și am acceptat să dau o astfel de declarație, pentru că ultimile știri care au apărut cu privire la persoana mea, efectiv m-au distrus, ca să pot să spun direct. Ați știut de ceea ce urmează să se întâmple vreo clipă? Nu am știut nicio secundă despre absolut nimic. Și, în primul rând, din punct de vedere moral, consider că oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire, poate că nu i-ar fi spus domnului președinte, dar poate că i-ar fi dat de înțeles să se ferească. Mai mult decât atât, din punct de vedere juridic, știți prea bine că astfel de acte se fac între denunțători și organul de anchetă penală, fără a avea și alte persoane implicate sau care să știe despre aceste aspecte. Ce ați discutat cu socrul dumneavoastră după acest eveniment? Nu mi-a spus nimic, nu vorbesc cu el, mi-a spus doar că îi pare rău pentru ceea ce mi-a făcut. Ce mesaj aveți pentru Dumitru Buzatu? Să fie tare acolo unde este și să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Sunteți vădit afectat de ce ne-a întâmplat? Evident. Veți depăși? O să încerc să depășesc. E greu. Cariera dumneavoastră? Mai mult decât cariera politică, eu am pierdut un prieten. Și acest lucru contează pentru mine cel mai mult.